Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Numele meu este Ene Mihai, am 30 de ani și sunt analist de date. Mihai, ai venit însoțit de? Cu Diana, soția mea. Ce faceți? Cu emoții. Ai emoții pentru întâlnirea cu șefii? Bă, da, dar cred că dacă o să mă pun să gătesc, o să treacă repede. Ai un preparat special? Eu zic că e simplu, dar e destul de gustos. Adică e foarte gustos. În seara asta o să gătim paste a la carbonara, spaghete, mai exact. Nu este deloc simplă pentru că ea se face cu gălbenuș de ou semicoagulat. Dacă o ții un pic mai mult pe foc, ies niște jumări cu spaghete. Am mai gătit acest preparat. Băiețelul meu, cel mare, este înnebunit după spaghete carbonara. La Chefi la Cuțile am fost îndemnat de soție, de prieteni și sper să fac o figură bună. Avem nevoie destul de mult parmezan, odată pentru sos și odată pentru plating. La final punem puțin parmezan peste porția de spaghete. Pentru o singură porție de carbonara avem nevoie de un gălbenuș de ou, parmezan, pecorino și piper. Și amestecăm bine până se omogenizează, devine o pastă mai dens, așa. Sunt bucătarul familiei. Soția gătește mai mult ciorbe sau mâncăruri, tocănițe, mă rog. Mie îmi place așa, un pic mai elaborat. Într-o tigaie rece, neîncinsă, punem cubulețele de guanciale, crenguța de rozmarin și 1-2 căței de usturoi. Le prăjim 5 minute, scoatem rozmarinul și usturoiul și imediat atunci punem și pastele la gătit. Cel mai mare vis al meu este să am propria mea afacere sau propriul meu job. Clar, cea cu gătitul. Hobby-ul acesta mi-ar plăcea, deși cumva sunt realist că mi-ar fi greu să profesez în arta gătitului. Dragilor, sper să vă sting lumina. Hai de viața! Avem un peștișor drăguț. De aur. Și crezi că ne îndeplinește cât o dorință? Nu neapărat, dar o să ne placă atât de mult încât o să-i sărim cuțitul de aur. Eu încerc pe cerbă. Peștișorul cu cuțit de aur. Peștișor cu cuțit de aur. Ia, hai. E pe cerbă. Niciun treabă, n-am niciun talent. Oai de cap. Eu o să iau fără guanciale. De ce? Bă, dacă la început, da. Ia cu guanciale, că l-ai sărat. Băi, eu zic că e cineva care ți-a citit cartea și atât. Nu știu, mă, nu știu. Nu, cred că n-am inventat eu carbonara, doamne ferește. Și tu la rândul tău ai învățat-o de la cineva? Învățat-o la unul de la care am învățat-o mai bine. Dar e o chestie în această farfurie care îmi face să cred că în spatele ușilor este o doamnă. Nu e. Culoarea farfuriei, eleganța cu care a învârtit spaghetele. Ok. Mamă, ce emoție am! Bună seara! Bună seara! Salut! Bună seara, salut! Numele meu este Ene Mihai, sunt din Dâmbovița, Moreni, stau în București de peste 8 ani și de profesie sunt data analist. Ce înseamnă data analist? Lucrez în domeniul bancar. A, în domeniul bancar. Dar rapoarte... Să știi că și noi avem un data analist aici. Ține minte toate alea. Exact, da. El face statistici, el face tot. E, vârsta, nu. E al nostru. Noastră, na, e ceva evident aici pe care trebuie să vorbim acum, pentru că o să fie așa, ciudat, dacă nu vorbim. Nu mă deranjează. Acum vreau să vă întreb, ce s-a întâmplat, ce ați pățit? Am avut un canceros, osteosarcom, la umăr. A fost descoperit la 7 ani și nu știu dacă era un tratament eficient pe atunci, probabil că nu, dar cea mai bună soluție a fost amputarea. Am înțeles că este destul de agresiv cancerul respectiv și mama a luat decizia pentru mine. Următoarea întrebare pe care i-am pus-o mamei n-a fost ceva de un șoc sau ceva de speriat. A fost, eu o să mai am prieteni și soție? Și tata a avut aceeași problemă la picior și el a luat decizia pentru el, să nu-i se amputeze piciorul. Și nu mai este, din păcate. Când aveam vreo 12 ani și s-a întâmplat asta. Și cum a fost viața de la 7 ani până acum? M-am descurcat, în general mă descurc și sunt o fire perseverentă, așa, nu mă dau bătut. Fac cam orice face o persoană cu două mâini. Adică, nu știu, pot să mă închei singur la ghete, la șireturi, cu o singură mână. Probabil că unora li se pare ceva wow, dar ne adaptăm. Oricine s-ar descurca, doar că nu am fost puși în situația aia, adică nu e ceva special. Nu sunt eu special sau toți suntem la fel. Doar că trebuie să ajungem la limita respectivă ca să putem să avansăm, să trecem peste ea. Corect. Și nu m-am simțit că am o problemă sau că am un defect. Am încercat mereu să mă depășesc, atât cât se poate. Da. Se pare că ai reușit. Am văzut că ai chiar și un tatuaj pe unul. Da. Da, îl am de ceva vreme. Mai am vreo 4 sau 5. Oh, oh. Da. Foarte tare. Tatuaj. Însurat, văd că ești însurat, ai fereghetă. Da, da. Pe mâna asta, că evident. Și eu am purtat-o pe mâna dreaptă. E și glumeț. Bună. Soția mea e blândă, e feminină, are niște ochi și niște pistrui cu astea două m-am cucerit. E calmă, de obicei ea mă calmează, mă temperează, câteodată sunt expansiv și ea reușește să mă liniștească. Ne completăm bine, zic eu. Da, am și un copil. Oh, 2. Să vă trăiască mulțumesc. Mersi, la fel. Am 2 băieți incredibili. Cel mare e al soției, dar e băiatul meu, adică l-am învățat să meargă pe bicicletă, deși eu habar n-am. Iar cel mic e o minune. Cum e cu gătitul? Pe la vreo 16 ani, mama a luat decizia să plece în Italia. Și am rămas singur. Și efectiv, tindeam rufele, îmi făceam de mâncare. La început, ouă prăjite, ochiuri, cartofi prăjiți, să trăiesc. Mergeai și la școală? Mergeam și la școală, la liceu, da, la liceu. Mergeai la liceu normal? Da. Ai avut probleme cu colegii? Niciodată, nu. Am avut și am o grămadă de prieteni. Sunt o fire și sportivă, competitivă și probabil competiția mă ajută în moral. Nu am avut nevoie de terapii sau nu. Cred că singur. Păi ce sport ai făcut? Tenis de câmp, joc și acum. Oh, fotbal, tare. Mă duc în fiecare săptămână, da. Joc destul de dur, adică nu mi-e frică să... Da. Da, da, da. Mă ceartă soția că mai vin acasă cu o gleznă umflată, cu o gleznă... De gătit. Ce gătești cu ușurință? Da, am paste, îmi plac foarte mult pastele. Risotto, îmi place să gătesc pește. Felicitări. Da. Ai ales să faci carbonara. Da. Mă gândesc că au mai supt din sos și au devenit un pic, nu știu. Am mai gustat genul ăsta de paste, așa le-am mai tot gustat noi. Noi mâncăm aici, gustăm mâncarea rece de fiecare dată. Suntem obișnuiți cu asta. Îți dau un sfat, data viitoare încearcă când prăjești guancialele, stingi cu apă, de la paste. Lași să reducă apa, mai stingi o dată de vreo 3 ori, știi? Și după aia pui pastele cu apă și lasă să fiarbă acolo. Și o să vezi că și spaghetele vor avea mai gust mai mult de afumătură. Aici e singura problemă, să știi. Și la cremozitate. Trebuie să te joci foarte bine cu apa de la pastă. Da. N-ai mai mâncat paste reci, așa că știm să apreciem foarte bine ce se întâmplă în tigaie. Mie mi-au plăcut, să știi, ia-i sfatul de bun. Pentru că face niște carbonara foarte interesante și cred că ăsta a fost motivul pentru care e mai dur așa puțin la... Eu am mâncat carbonara din mâna lui Florin și este vina lui. A ridicat standard. Da. Da? Bravo, sunt cinstite. Așa, cum zice un mare prieten al nostru, bravo. Mulțumesc. Pasarelii, o porție de paste cinstită. Felicitări și felicitări și pentru ceea ce faci, cine ești. Bravo. Mulțumesc. Salut. Șef la Cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.